Australia își redeschide granițele pentru turiști pentru prima dată în aproape 2 ani de pandemie. Țara care a impus unele dintre cele mai dure restricții de călătorie din lume și a închis granițele în martie 2020. The wait is over. The tourists are coming back. And my message to them is the tourists all around the world. Pack your bags and don't forget to bring your money with you. Autoritățile australiene au decis să le permită din nou accesul turiștilor în țară după ce în martie 2020 au luat decizia de a închide granițele pentru vizitatori. Decizia autorităților vine pe fondul ratei ridicate de vaccinare raportate la numărul infecțiilor care este în scădere. Australia are în prezent unul dintre cele mai mari procente de imunizare din lume, cu peste 94% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani care au primit două doze. Australia a început procesul de redeschidere treptată încă din noiembrie, mai întâi permițând australienilor să iasă din țară, apoi acceptând studenți internaționali și lucrători. Intrarea în țară a străinilor a fost însă dificilă. Vizitatorii care au schemă completă de vaccinare nu au fost nevoiți să intre în carantină, dar călătorii nevaccinați au trebuit să se carantineze într-un hotel timp de până la 14 zile, totul pe cheltuială proprie. Autoritățile au anunțat acum că turiștii pot intra în toate statele, cu excepția Australiei de Vest, care rămâne închisă până la 3 martie și pentru care turiștii vor avea nevoie de 3 doze de vaccin anticovid. Deschiderea Australiei pentru turiști reprezintă o schimbare de abordare a guvernului asupra situației de abordare a pandemiei. Autoritățile au decis să treacă de la o politică strictă zero COVID la abordarea de trai cu virusul și a vaccina publicul pentru a minimiza decesele și bolile grave.